Sfârșitul perioadei declarate Săptămâna Școala în Siguranță reprezintă pentru polițiștii hunedoreni debutul Săptămânii Prevenirii Criminalității. După cum am relatat și noi săptămâna trecută a fost declarată Săptămâna Școala în Siguranță în care polițiștii hunedoreni au luat cu asalt 82 de unități școlare preuniversitare de pe raza județului Hunedoara, unde au desfășurat 178 de activități preventive educative la care au participat peste 4700 de elevi și profesori. Activitățile au fost desfășurate în colaborare cu reprezentanți din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi de Cebal Hunedoara, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara, Agenția Națională Antidrog Hunedoara și a Agenției Naționale împotriva traficului de persoane, Centrul Regional al Baiulia, astfel încât informațiile transmise elevilor, părinților și cadrelor didactice să fie cât mai complete și utile. Munca de prevenire a criminalității și prevenirea victimizării persoanelor reprezintă o latură foarte importantă a activităților desfășurate de polițiști, fiind îndreptată și spre alte categorii vulnerabile de persoane, astfel că demersurile preventive vor continua în această perioadă pentru marcarea unui eveniment cu tradiție, respectiv săptămâna prevenirii criminalității, care debutează începând de astăzi și prin care polițiștii, în echipă cu reprezentanți ai mai multor instituții, vor desfășura activități preventive având următoarele teme. Luni 20 mai, prevenirea victimizării minorilor, marți 21 mai, siguranța în mediul online, miercuri 22 mai, prevenirea violenței domestice, joi 23 mai, prevenirea infracțiunilor contra patrimoniului și vin 24 mai prevenirea disparițiilor de minori